În ultimii ani, la Spitalul Județean de Urgență Slatina au fost derulate mai multe proiecte care au vizat dezvoltarea unității medicale. Anul acesta, Consiliul Județean va demara noi lucrări, de data aceasta la secția de boli infecțioase. Aici urmează să fie construită o nouă stație de preepurare cu tratarea apelor reziduale, rezultate din activitatea secției de boli infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina. Momentan, stația existentă nu mai îndeplinește condițiile cerute de Uniunea Europeană, iar rezidurile nu pot fi deversate în canalizarea orașului. În prezent, apele uzate din incinta Spitalului Județean de Urgență Slatina se canalizează printr-o rețea îngropată construită din tuburi de beton. La Spitalul Județean de Urgență Slatina, la secția de boli infecțioase, e o stație de tratare specială pentru această componentă a spitalului, care canalizarea de acolo, rezidurile nu pot fi deversate în canalizarea mare a orașului și atunci se reface vechea instalație, încercând să punem una modernă care va avea parametrii conform standardelor Uniunii Europene. Construirea stației de preepurare cu tratarea apelor presupune montarea două module de dezinfecție a apelor, unul la intrarea în stație și unul la ieșire, complet echipate cu instalație de clorinare și o instalație de ozonizare a apelor, sistem de dozare a agenții, dezinfecție și automatizare. Totodată vor fi montate alte două module de epurare biologică și a unui container de echipamente. Banii pentru această lucrare sunt alocați din bugetul propriu al Consiliului Județean. Bugetul alocat de CJ Olt pentru această investiție depășește 1,8 milioane de lei.